Moțiunea de cenzură a opoziției parlamentare împotriva guvernului PSD-ALDE a fost depusă vineri în Parlament. Moțiunea a fost semnată de 163 de aleși, dar reprezentanții PNL, USR și PMP spun că vor negocia în continuare pentru a atrage parlamentari care să susțină demersul împotriva guvernului condus de Viorica Dăncilă. Există, pentru prima oară, la Senat un grup important de senatori care dorește să voteze această moțiune sunt mai mult de sunt mai mult de 10 nume persoane cu care am vorbit eu. Nu A, pot să vă spun, pentru că încă negociem. Încă negociem cu, dar să știți, eu v-am spus la senat. Discuțiile se țin până în ultimul moment. Și vom discuta cu toate uh, partide până în ultimul moment înainte de momentul votului. Moțiunea poartă titlul Ajunge, guvernul Dragnea Dăncilă, Rușinea României. Partidele din opoziție au nevoie însă pentru a schimba guvernul de 233 de voturi. Vor reuși să adune în plus atât de multe voturi? Greu de crezut. Chiar dacă cei 17 aleși de la minoritățile naționale, altele decât cea maghiară, ar vota moțiunea, deși nici asta nu este sigur, tot ar mai fi nevoie de peste 50 de voturi. Greu de adunat. Pentru că partidului Ponta cu 16 parlamentari spune că nu va vota o moțiune dacă viitorul premier va fi președintele PNL Ludovic Orban, iar Kelemen Hunor, liderul UDMR, formațiune cu 30 de aleși, reproșează că nu a văzut încă un program de guvernare, un premier și o viitoare majoritate parlamentară clară. Opoziția mizează și pe faptul că mai mulți parlamentari PSD, afiliați puciștilor din partid, vor vota moțiunea. Documentul va fi citit și votat săptămâna viitoare în Parlament.